Cu ce companie zburați spre țară? Am auzit că plecați cu turcii cei mai mulți. Și să știe și de ce plecați cu turcii. Pentru că ne lasă cu bagaje, nu? Da. Dar vă place așa controlul la bagaje. Nu prea vă place? Dar v-ar place să călătoriți într-un avion în care nu se face control la bagaje? Oh, mai rău, mai serios. Da. Nu vă place nici uh, coada asta, așa, până ajungi la control acolo. Și câteodată zici că te apropii, dar de fapt te întorci în sens invers și zici că te depărtezi, de fapt te apropii. Care este una din cele mai frecvente întrebări pe care le primim acolo când ajungem? Cine poate spune? Care e întrebarea capitală? Cum? identitatea, of course, nu ca mine care m-am dus în blugi și în și i-am spus, Doamne, de acolo poți să iei un om care n are niciun fel de document asupra lui, poți să mă iei la bord și ea a spus, nu se poate să n-ai măcar un credit card cu poză. Nu am, zic, uite, m-a adus Pavel Moldovan și zic că am uitat actele în mașină la altă. Poți să mă iei așa cu mine regoale? Și doamna a zis, te iau și m-a luat și mi-au trimis băieții actele prin poștă după aceea. Dar revin, și vă întreb, care este întrebarea cea mai serioasă, permanentă, care e adresată fiecărui om care zboară undeva? Care e întrebarea? Cu privire la bagaj vreau să zic. Cum? Ți-ai făcut singur bagajul? Asta e una tare de tot. Ai primit ceva de la altcineva? Gata, ați, da, arme chestii. Ați, ați prins ideea. Știți ce ne întreabă Duhul Sfânt acum la trecerea frontierei dintre ani? Cu ce bagaj vrei să treci? Uite cu ăsta. Bine. Și te întreabă ce este în bagajul ăsta cu care vrei să treci tu. E pus de tine acolo sau a pus cineva ceva acolo. E pus în prezența lui Dumnezeu sau a venit unul și a semnat ceva acolo în valiza ta și nici nu știi ce treci dincolo de frontieră. Are mare însemnătate lucrul acesta? Cred că are, de fapt, însemnătatea capitală aici, la frontiera aceasta dintre ani. Nu cumva în bagajul cu care eu. Trec în anul care urmează, pentru că așa este. Uităm ce este în urmă, dar nu uităm ce am învățat din ce este în urma noastră. Nu cumva în bagajul ăsta cu care vreau să trec a pus cineva ceva. Nu cumva sunt niște lucruri care, dacă m-ar întreba Domnul pe mine acum, este intenția ta? să traverseze această memorie, această cădere și decădere, să o treci dincolo de frontiere, să perpetuezi, să continui în viața ta. E intenția ta aceasta? Nu, Doamne, eu aș vrea să scap de așa ceva. Dar ce caută treaba asta în bagajul? Un vrăjmaș a pus acolo. Este clar. El este cel care a pus așa ceva acolo ca să trec dincolo. El vrea să perpetueze răul. Iubiții mei, sunt uh, emoționat la gândul unei conversații care am avut-o recent și unul dintre nepoți ne-a întrebat care este cuvântul uh, magic, cum a uh, citit uh, Sam Șafeneț aici, care ar fi cuvântul magic de spus. Și am spus fiecare câte ceva. Eu, mai legalist, am spus transformation. Și el a spus, da zic pentru tine care este cuvântul. Și el s-a uitat la noi în mașină și a spus, give me Jesus. Mi-a înghețat inima, m-am uitat la mama sa. Ai auzit ce ți-a cerut copilul ăsta? M-am uitat și eu în oglinda sufletului. Vezi ce vrea asta de la mine? Jucăm așa, vorbim, facem un altă, dar ăsta, el asta vrea give me Jesus. Trebuie să răspund. Și copilul nostru când vine aici în adunare și are un singur lucru. Când crește în familia noastră, oriunde merge pe pământ, el are o singură absorpție în viață. Îl atrage lucrul acesta. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Cu atât crește un suflet pe pământul acesta. Sigur că o astfel de cerere nu este una simplă deloc. Era bine dacă ziceam, vrea să vedem pe sfântul Petru, pe sfântul Andrei. Uite aici, frate, tocmai s-au certat acum care, că a auzit Petru că Ioan nu moare și vrea să știe dacă nu cumva e vreo nedreptate la mijloc din partea lui Isus, Adică, el de ce să nu? Și uite, dacă ne cerea treaba asta, dar grecii nu au cerut treaba asta și copiii noștri nu cer lucrul ăsta. Vreau să vedem pe Sfântul Petru la biserică. Vreau, aș vrea să-L văd pe Iisus în tine. Vreau să-L văd pe Iisus în viața ta. Și eu trebuie să mă rog să ți minte acest lucru în tot ce fac, absolut în tot ce fac, el se va uita după același lucru. Mâncăm, ne plimbăm, undițăm, orice facem, dar el vrea să vadă acest lucru permanent. Aceasta vrea să vadă și vecinul de lângă casa noastră, și familia noastră, și un singur lucru se cere pe pământ și aceasta este ceea ce definește o ființă umană: purtarea chipului lui Dumnezeu. Pentru acest lucru am fost creați. Suntem purtători ai chipului lui Dumnezeu. Când pleci, nu mai cântărești bagajul, mai, dar. Și câteodată te scarpini în cap, eu de asta nu mai am păr aici, și te gândești ce să las și ce să iau, te gândești la treaba asta. Și ce lași și ce iei, cine îmi spune? Păi, cum i-a zis lui Ezechiel, ce ți-e mai scump în ochi? Ce e mai important pentru tine, pe astea le lași, n ce face, că e greutatea și n ce să faci. Și le lași pe unele și le iei pe altele. Cu ce vom trece noi peste frontiera aceasta? Cu ce am lăsat în urma noastră și cu ce luăm în bagajul nostru? Cu aceasta vom trece peste frontiera noastră. Este un fel de exod. Întreaga noastră viață este un permanent exod. Am ieșit din ziua de ieri, intrăm în cea de astăzi, ieșim din anul ăsta, intrăm în celălalt. Este un permanent exod. Ieșim dintr-o stare sufletească de, de negativă, căzută, ieșim din starea aceasta, intrăm într-o altă stare, e un permanent exod. Și conducerea acestui exod sau ieșire, conducătorul este însuși Domnul. Dar nu avem. În caz de urgență, ce ai face? Să zicem, uite a fost orașul Paradise aici în nordul Californiei. A ars în câteva minute tot orașul. Deci a fost un, un vulcan de foc, a fost ceva de neimaginat. Oamenii n-au apucat să fugă de viteza focului cu care a ars tot acolo datorită uh, fortunii care s-a creat și i-am întrebat pe unii ce ai luat când ai plecat? Nimic absolut. Am luat niște poze, atâta. Păi da, ai uitat bijuterile în casă, ducă să în cenușă. Am luat niște poze. Atât poze cu familia, cu cei dragi, cu cei iubiți. Sau, în altă situație, nici poze n-ai mai apucat să iei. Pentru că singurul lucru cu care ai plecat, pradă de război, cum spune Biblia, a fost viața ta. Afară de asta n-ai mai apucat absolut nimic și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Vai, dar ce nenorocire! Nu, slavă Domnului! Mă bucur, mă bucur că are cine să, să vorbească cu această ocazie. Dacă ne gândim la noaptea aceea prorocită de mult de Dumnezeu, în care a avut loc ieșirea din Egipt la miezul nopții, la miezul nopții lumii, Eșirea din Egipt, aceasta a fost o problemă și de bagaje. Cu ce bagaje plecând de aici? Și cu ce bagaje au plecat cei mai mulți? Păi cu vasele de argint și de ori pe care le-au cerut de la vecini sau de la cei în acără ca să lucrau, au cerut vase de argint, asta era bagajul lor și că au serios acolo. Și acum vreau să vă întreb ceva pe voi care sunteți nu studenți, ci profesori ai scripturilor. Care a fost bagajul lui Moise? Cine știe? Nu. No. Asta niciodată n-a lipsit. Asta nu-i bagaj. Asta e respirația sufletului lui. E legătura lui cu Dumnezeu. Lui. Care a fost bagajul lui Moise? Cine știe? Mai gândiți-vă, nu ne grăbim bagajul lui Moise a fost oasele lui Iosif. A, ah, știați asta. Da, toată lumea știu lucrul acesta. Acesta a fost bagajul lui. El i-a lăsat alții să ia voase de una și de alta, dar Scriptura spune că primul lucru asupra căruia s-a concentrat el a fost să ia oasele lui Iosif. Erau de vreo, de multă vreme acolo, unii spun o cifră alții alta, nu acesta e important. Dar oasele erau acolo? Acolo era mărturia unui om care a trecut de frontiera vieții, lăsând în urma lui, ca testament, să luați aceste oase când veți ieși. Ce să facem, să ieșim de aici? Păi te uiți la oameni, la cimitiri, să uită în groapă. Ei nu vorbesc cu Dumnezeu, ei vorbesc cu groapa. Și zic că mai iese cineva de aici e corect ce ai zis, că dacă vorbești cu groapa, ăsta este răspunsul. Dacă te-ai uitat în altă parte, nu dai același răspuns. Iosif a lăsat mărturie, mărturie vie mormântul lui și oasele lui să vorbească permanent unui popor sclavagizat într-o situație totală, imposibil de rezolvat, să mărturisească permanent că va veni o zi în care vă va cerceta Dumnezeu și veți ieși de aici și veți merge în țara aceea pe care El va a dat-o. Și ei, spune Biblia, strigătele pe care le zmulgea robia din ei, în ce robie puteau trăi cei care ați văzut câte un documentar, câte ceva ați observat muncile la care erau supuși, cei care gemeau sub robia aceasta nu puteau să nu-și arunce ochii asupra mormântului lui Iosif. Știi ce a zis? Da, și unde este lucrul acesta? Și Moise a luat acesta a fost bagajul lui. Și acesta trebuie să fie bagajul nostru când trecem peste frontiera aceasta. de aceasta sfântă pe care noi o numim și o cântăm Sfânta Speranță. Acesta este bagajul nostru. Din toate lucrurile. Cel din tâi. Cel care este plin de toată semnificația vieții. Acesta e bagajul nostru. Speranța pe care a așezat-o Dumnezeu în sufletul nostru. Și a mers cu oasele până la frontiera cealaltă, dar la frontiera cealaltă au traversat în țara promisă cu un bagaj groaznic de necredință în Dumnezeu. Și atunci s-au întors 40 de ani înapoi și s-au întors tot cu oasele lui Iosif. Și întrebau cei tineri, cei cu ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care se revoltau continuu, acolo unde erau prezente oasele lui Iosif. Și ele continuau să mărturisească. Și 40 de ani, ele au stat mărturie că vine ziua în care Dumnezeu ne va duce și ne va așeza acolo unde a promis El. Întreabă Petru, în epistola a doua lui, capitolul 3, începând de la versetul 3, vedeți, spune el că vor veni batjocuritori, oameni care își bat joc de a doua venire. <laughs> Lasă băi că ne agățăm și noi de pantalonii voștri, dacă vă ia, ne prindem acolo, ne ia și pe noi, mergem și noi cu voi și mai dăm o bere. Și a luat acolo, a tras, așa. vor veni. Dar nu numai din ăștia beți, ăștia sunt nebinovați în comparație cu cei care își bat joc subtil de făgăduința lui Dumnezeu, chiar dintr-un loc ca acesta. Și scrie Sfânta Scriptură, vor veni batjocoritori plini de jocuri, vor trăi după poftelor și vor spune unde este făgăduința venirii lui, că de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Și Petru spune: Nu cumpărați așa ceva. Lăsați-i cu marfa pe tarabă. Nu cumpărați lucrul ăsta. Versetul 9: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la păcăință. Fiindcă ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea ne vom uita și vom cita un singur verset din Scriptură. El sună așa, în Isaia 53, versetul 1. El sună așa, Doamne. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Dumnezeu să ne ajute să avem parte de uimirea aceasta. Și El să ne ajute acum la frontiera și la trecerea dintre ani, să nu trecem cu niciun bagaj pe care nu l-a așezat Duhul Sfânt în sufletele și viața noastră, în familiile și în adunarea noastră, prin Domnul Isus. Amen. Trebuie să rostim și rugăciunea de închidere. Vă invit pe toți să ne ridicăm. Tată, ce putem spune noi ție după un an de har și binecuvântări știute și neștiute de noi? Orice ți-am spune, Doamne, Știm sigur că nici pe departe nu atinge bunătatea lui Dumnezeu în mărirea și puterea ei. De aceea ne închinăm, Doamne, înaintea Ta. Și îți mulțumim. Personal îți mulțumesc din suflet pentru sănătate și pentru viață. Îți mulțumesc pentru harul de a fi slujitorul fraților mei. Și împreună cu toți care suntem. Îți mulțumim, Doamne, că ai făcut din noi familia Ta. Te rugăm din toată inima pentru cei care chiar în acest moment trec primari suferinți, sufletești, pentru familia bostonică, pentru fratele Sergiu special, care suferă ruperea aceasta a plecării mamei și pentru sora Cati te rugăm, Doamne. Și pentru sora Gabi te rugăm, Tată. Pentru Emil, pentru cei pe care nu-i cunoaștem dar aducem înaintea celui care cunoaște absolut totul. Orice lacrimă este strânsă de tine și tu ai promis, Doamne, în cuvântul tău, că vei șterge orice lacrimă. De aceea, binecuvântă, te rugăm adunarea noastră în chemarea ei și în lucrarea pe care ai încredințat-o și dă-ne fiecăruia harul de a împlini partea noastră în acest frumos concert. Doamne, binecuvântă pe cei care au cântat, care au recitat, pe Luiza și Claudiu, mă special, și pe băiatul lor și tinerii și tinerele care au fost aici, Doamne, și rugăciunile care s-au înălțat tainic pentru fiecare dintre ei. Și pe Doamne, Tatăl nostru, ca în ziua aceasta despre care ai vorbit Tu, să putem spune din suflet, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care am avut încredere. Amin.